Salutare! Mă bucur să văd în ultima vreme în România mai mulți autori online sau oameni care încep să vorbească despre subiectul acesta, și anume vindecarea relației cu banii. Ce vrea să însemne asta în primul rând și la ce se referă? Păi în primul rând se referă la faptul că există o relație disfuncțională dintre noi și bani în felul următor. Există multe motive pentru asta. În primul rând felul în care am fost crescuți. Educația noastră și foarte important ce am văzut noi ca și copii legat de bani în familia noastră, și oamenii își doresc foarte mult să fie iubiți. Aș spune că este nevoia numărul unu a noastră, nevoia de conexiune umană și de a fi acceptați și iubiți, să fim aproape de ai noștri, este nevoia numărul unu. Din motive extrem de simple, în primul rând nevoia de supraviețuire. Noi oamenii am supraviețuit sau supraviețuim în primii ani de viață că ne poartă alții de grijă, suntem atașați de cineva. Apa și mâncarea pe care le primim sunt de la faptul că cineva ne poartă de grijă și nu ne abandonează. De aceea, în ADN-ul nostru este adânc înscrisă nevoia de a fi lângă ceilalți și a fi acceptat și a fi în relații bune și a ne simți iubiți și atașați de alții. Și atunci, devenim adulți, această nevoie rămâne acolo. Și ne uităm în jurul nostru și ce vedem? Ce am văzut eu cel puțin în familia mea, nu? Foarte multă suferință din cauza banilor. Foarte multe certuri din cauza banilor. Am văzut iubirea, armonia, comunicarea, dragostea dintre mama și tatăl meu distruse din cauza banilor, nu doar din cauza banilor, evident, rădăcina era mai profundă, dar se certau pentru bani. Când erau bani, erau mai fericiți, când nu mai erau bani, erau mai nefericiți. Și am ajuns să am o ură viscerală față de tot ce înseamnă bani. Ură, efectivă, ură. Au trecut ani și nu e deloc întâmplare că nu prea aveam bani în buzunar. Pentru că în mintea mea subconștientă, fără să-mi dau seama, banii erau asociați cu distrugerea iubirii, a afecțiunii, a familiei, motivul pentru care părinții au divorțat, motivul pentru care eu am fost un copil, să zic așa, neglijat sau mai abandonat, neiubit. Banii erau resursa răului care distruge iubirea și familia. Pentru mine, am ajuns la 20 de ani, la 25 de ani, am ajuns student la psihologie, am ajuns la 30 de ani și tot citind și căutând și săpând mai adânc, mi-am dat seama că, într-adevăr, banii sunt foarte neutri. N-ai nicio legătură. Banii sunt neutri. Ce este noi în sufletul și în mintea noastră face diferența, la fel ca și cu focul sau cuțitul, care pot să fie folosite pentru bine sau rău în funcție de cine le mânuiește aceste lucruri. Da? Forța destructivă sau creativă depinde conștiința și natura, esența ființei care le folosește, așa și cu banii. Deci banii nu erau o problemă decât aparent la suprafață. Și apoi am început să-mi investighez propria mea relație cu banii și am văzut că eu urăsc banii. Și era clar că n-am cum să fac vreun ban cât timp eu consider banii responsabili de distrugerea ceea ce eu îmi doream întotdeauna și îmi doresc și azi. Armonie în familie, iubire, comunicare. Iubire în sensul larg, da? Ce înseamnă relație de cuplu, familie. Și atunci a trebuit să-mi desfac aceste convingeri, aceste emoții foarte adânc rădăcinate, să le decuplez una de cealaltă. Să înțeleg că iubirea, relația, căsnicia mea cu soția, fetița mea, mama mea, familia mea, prietenii mei, sunt una și ține de mine să le îmbunătățesc permanent, să le fac mai bune, iar banii sunt alta. Și evident că este un teren comun unde ele se amestecă. Și foarte multe conflicte în cuplu se nasc din cauza banilor și din cauza traumelor noastre și a părerii noastre despre bani și cum tratăm banii și cu povestea pe care fiecare o aduce în noua familie, din familia veche, despre bani. Da. Dar acum, uitându-te la cum ești tu, cum e partenera sau partenerul tău, cum gândiți fiecare despre bani, poți începe să vindeci această relație cu banii și e foarte important să o faci. Da? Pentru că, așa cum am spus, dacă nu vindeci treaba asta, o să fii tot timpul în următoarea postură. Ori nu o să ai bani niciodată, da? Ori o să-i ai și o să fie la rândul lor sursă de foarte multe certuri, sursă de despărțire, divorț, necaz în propria ta familie și nu vrei asta. Vrei să trăiești o viață bună, o viață armonioasă. Și atunci trebuie investigate gândurile și emoțiile pe care le ai legate de bani. Asta e prima etapă. Este o carte foarte bună. Se cheamă Money, a Love Story. În engleză, da? Banii, o poveste de iubire. Și este prima carte care pune din titlu încă banii și iubirea în aceeași propoziție. Tocmai pentru că cei mai mulți oameni au un conflict interior major când vine vorba de cele două aspecte. Ori iubire, ori bani, și una exclude pe cealaltă cumva, nu? Ei bine, nu. Dacă vrem să trăim o viață completă, holistic, noi trebuie să învățăm să integrăm aceste două aspecte.
Da? Munca, cariera, banii, cum privim finanțele personale, faptul că banii ne ajută să cumpărăm lucruri, da? E important asta pentru calitatea vieții. Și în același timp relațiile, iubirea, care sunt o școală întreagă pe care trebuie să o parcurgem, dar cele două au o zonă de intersecție. Ne trebuie să învățăm să trăim armonios și cu banii și să ne trăim armonios și relațiile. Relația cu noi, relația cu ceilalți. Așadar, sunt câțiva pași, da? Câțiva pași importanți cu care trebuie să începem. Și dacă ți-am trezit interesul și vrei mai mult, te rog să-mi scrii un e-mail la perarond@personalitatealfa.com, să-mi scrii situația ta, relația ta cu banii la ora actuală, și am să-ți trimit o serie de exerciții traduse de mine în limba română pe care le poți face ca să începi această vindecare a propriei tale relații cu banii. Nu uita că este o carte întreagă, dacă vrei să o citești, chiar îți recomand, Money, a Love Story, de Catherine Northrup. Așa o cheamă pe autoare. Chiar îți recomand cartea asta, este o carte cu povești și plină de exerciții care încet încet să te ajute să dizolvi aceste convingeri foarte grele, dificile, supărările, emoțiile pe care le ai legate de bani, ca să te eliberezi și să trăiești o viață armonioasă și de calitate. Mulțumesc mult, te aștept să-mi scrii și să aud părerea ta. Ciao, ciao!